Ana, cred că deja știți despre ce o să vorbim în episodul de astăzi, și anume despre perioada în care singura ta preocupare este să înveți, și anume sesiune. Da, ați ghicit. Știi, atunci când ai un examen și zici că te apuci cu 3 zile înainte de învățat și te trezești în ultima zi că trebuie să citești toată materia și să și reții pentru că a doua zi ai examen? Da, aia se cheamă sesiune. Hai să vedem cum se descurcă studenții noștri în sesiune și ce înseamnă pentru ei sesiune. Practic, a început sesiunea. Se stă în față la anfiteatru. Dai examen de la ora 12 și vii cu 3 ore înainte. Cum e sesiunea? Nasoală. Nașpa. Urâtă. Iana? Destulă. Destulă. Cora? Cum e sesiunea? E clar. Cum e? Cum e Cora? Alina, cum e sesiunea? Îți place? Da. Păi, înveți toată ziua? Nu pot. Dar ce faci la examene? Scriu ce știu și ce mi-amintesc. Cum e sesiunea? Îți place? Da, deci chiar e. Am mai multe liber decât în timpul cursului. Te cred că ai liber. Cine nu are liber în sesiune? Și la tine? La tine cum e în sesiunea? Nu știu, mie îmi place, adică e destul de greu. Mă gândesc că la Dragomir și la Sucea să fie cel mai greu, deci... Cum a fost la examen? Foarte ok. La ce ai avut? La engleză. Și cum a fost? Foarte ok. Da, cum e sesiunea? Momentan este stresant, pentru că n-au ajuns examenele alea foarte grele. Te referi la Sucea și la Dragomir, a? Da. Cum e sesiunea? Asta e întrebarea pe care o pun tuturor. Cum e sesiunea? Adică de fiecare dată se întâmplă lucrurile prea mult. Cum ar fi? Cum ar fi să vorbești cu cei de la TI care au spus că au avut un subiect, tu să te aștepți să primești acel subiect și să primești acel subiect. Asta n-o să se întâmple. Cum e sesiunea? Super! Hai mă găsiți la una. Cum e sesiunea? Super! Îți place? Da. Cum sunt examenele? Dacă înveți ușoare. Dacă înveți ușoare. Păi, îți doresc multe și ție. Cum e sesiunea? Sesiunea e cea mai tare chestie, adică înveți când vrei și dormi când vrei. Ați auzit răspuns bun. Deci cum e sesiune? Groaznic. De ce? Că așa sunt toate. Și cum e la examene? Destul de greu. De este... cum este în sesiune? Și obositor. Nasol și obositor. Păi, da. Nu-ți place? Tu trebuie doar să înveți la examen și atât. Nu doar atât. Păi și e timpul liber? Timpul liber, mergi la job. Ce am cu prietenii. A, deci, per total, sesiunea ți se pare... Nasoală. Bun, mersi, spor la examene. Mersi. Trebuie să prindem un loc cât mai bun, gen la fereastră, să ne aerisim. În primul rând. Atmosfera dinaintea unui examen. Încheiem episodul de astăzi cu o urare către studenți, și anume, cred că știți care este, baftă la examene, să nu ajungeți în prezentarea 2. Sau, Doamne ferește, să ajungeți în prezentarea 3. Sau, Doamne ferește, să aveți restanță. Spor la examene și ne vedem curând. Ah, să nu uit. Din data de 13 februarie, Organizația Studențească Traian Alescu, adică, prescurtat, OSTL, recrutează. Deci, te așteaptă în clădirea Construcției, etajul 3.